În acest weekend s-a dat startul Olimpiadei Naționale de Agricultură. Gazda primei ediții organizate în județul Hunedoara nu putea fi decât Liceul Agricol din Giurgiu, acolo unde pasiunea pentru agricultură și inovația se îmbină pentru a crea viitorul acestui domeniu vital. Olimpiada Națională de Agricultură este o oportunitate extraordinară pentru cei peste 60 de elevi să-și demonstreze cunoștințele, să lege prietenii durabile, dar și să se bucure de activitățile pregătite de gazde, special pentru participanți. Este un adevărat privilegiu să vă urez astăzi un călduros bun venit la etapa națională a Olimpiadei de Agricultură 2024. Prezența dumneavoastră pe plaiurile hunedorene ne onorează. Bine ați venit pe un teren plin de legende, în județul în care a început povestea neamului românesc. Am depus un efort extraordinar în ultimele câteva săptămâni și trebuie să mulțumesc colegilor mei care au fost alături de mine și care ne-au oferit suportul necesar. Da, dăm startul astăzi Olimpiadei Naționale de Agricultură, domeniul tehnologii, creșterea animalelor și cultivarea plantelor. Vorbim de clasele a 11-a și a 12-a și avem alături de noi 62 de elevi care sunt Top Gun Maverick, dacă vreți, în domeniul agricol. Sunt cei mai buni dintre cei mai buni din întreaga țară și evident că ne așteptăm la performanțe extraordinare la această olimpiadă. Mâine dimineață vor începe cu proba scrisă, adică vor începe focurile acestei competiții, după care luni vom avea proba practică. Eu sper că din această experiență toată lumea să fie câștigătoare, să fie o experiență plăcută, pentru că ne dorim foarte mult să punem atât Liceul Tehnologic Agricol Alexandru Borza din Giurgiu, cât și orașul Giurgiu pe harta celor mai importante evenimente educative și concursuri, dacă vreți, școlare din țară. Mi se pare foarte important faptul că sunt niște copii care se îndreaptă către un domeniu care poate părea sau poate să nu mai pară atât de atractiv în ziua de astăzi, dar care totuși este foarte important, pentru că așa cum ați auzit și în discursurile care au fost ținute în seara asta pe scenă, trebuie să ne gândim că indiferent ce se întâmplă și indiferent cât de mult vom evolua și cât de artificială va fi inteligența cu care o să lucrăm cu toții, cu toții va trebui să mâncăm. Și pentru asta o să avem nevoie de ei. Și mi se pare foarte încurajator faptul că fac performanță în acest domeniu și că sunt destul de mulți care fac asta și le doresc mult succes. Mă bucur că a fost organizat acest concurs în județul nostru, la acest liceu, și am felicitat și organizatorii și le doresc mult succes. Vă felicit pentru că ați ales acest domeniu și vă doresc, în numele Preasfințitului Părinte Nestor, tuturor mult succes. Doamne ajută! Ne bucurăm de fiecare dată când în orașul nostru se organizează ceva și mai ales acum fiind Olimpiada Națională Tehnologică pe profil agricol, ne bucurăm. Și noi, Primăria Orașului Giurgiu, împreună cu Consiliul Local, împreună cu Liceul Tehnologic Agricol, suntem mândri că astăzi la Giurgiu sute de copii sau zeci de copii cu profesori, aproape 100, sunt aici la Giurgiu pentru buna desfășurare a Olimpiadei. Ne dorim să fie în condiții bune și totul să fie foarte frumos. Sperăm ca toți participanții să se bucure de fiecare moment pe care l-am pregătit și să petreacă zile minunate în județul nostru și dorim ca să revină și cu alte ocazii. Le dorim mult succes tuturor și încă o dată vreau să aduc mulțumiri reprezentanților Ministerului Educației pentru că a desemnat județul nostru drept gazda acestor olimpiade. Asta înseamnă că ni s-a acordat o anumită încredere. De-a lungul anilor am demonstrat că avem capacitatea și avem resursele necesare pentru a organiza olimpiade naționale. În această seară, după susținerea probelor orale, Comisia Centrală de Evaluare a participanților va desemna și câștigătorii Olimpiadei Naționale de Agricultură.